Bună dimineața, vă spun din nou. Nu știu la ce ori vă uitați voi la video, dar pentru mine e dimineață, e 8 și ceva, ceasul, am venit să terminăm aici ce am început. Aseară am făcut câteva legături aici în doză și la becul și la prizii. Am legat întrerupătoarele, capscara, o să-i facem probă la urmă, după ce legăm și în tablou. Ce ne mai rămas de făcut? Trebuie să tragem becul ăsta de aici de afară și becul din partea aia și după aia să legăm etajul și cam gata cu căsuța din, cu cabana din pădure. Pentru moment. Bogdane, tu ce zici? Salut! Care-i treaba? Hai să punem ceva ca să ne putem urca sus. O scară. Punem aici, ce punem? Un bec mai de forță, mai de putere, ce punem aici? Aici o să vină pus un proiector, ceva de genul, am înțeles la băieți. Adică să vină, să prindă și partea asta, da, și exact. Din partea asta, da? Exact, să prindă și pe partea și asta. Dincolo, la dincolo, fel, la fel, la fel și dincolo. Mai facem niște clămiții din bandă perforată sau cum îi zici tu? Bandă obo. De la ce vine oare? Astea cred că din șantier, probabil. Fiecare îi dă câte o denumire cum îi place. Dar e important că își face treaba. Și să știi că e practică. Da, să știi că da. Chiar și la instalațiile sanitare. Prins pe jos țevile, prins tot. Când torni șapa semiude sau ceva, nu se saltă, da? Nu ți le aduce în sus. Cei care sunt din zonă îl cunoaște bine pe Bogdan, se ocupă cu instalații sanitarii. Cei care nu sunt din zonă și aveți nevoie de un instalator renumit, de fapt nu renumit, un instalator care chiar își face treaba cum trebuie, l-avem aici pe Bogdan. În primul rând trebuie să folosești material de calitate, da? Și apoi să fii și tu ca om de calitate. Exact. Să nu râzi de om. Astea le prinzi pe... Le prind pe scândură sus. Așa, cum ai spus mai înainte, o să vină un bec acolo în colț, da? Un bec, un proiector. Un proiector, da, ceva cu lumină mai puternică. O să vină ceva, nu știu ce, dar o să vină. Nu știu, hop și roburi emoțional. Nu faci și risipul de hop și roburi. Ai magnet? Da. Nu. Ar trebui să... Să-ți pui magnet la papuci și apoi să vezi tu cât de greu o să fii după câțiva pași făcuți. Ce mare ai crescut? De multe ori te spui tare și în cap. Auzi, ce mare ai crescut? Important că ele își fac suprapunerea dacă mai pe la mijloc, ca să poată să fie împins în sus. Să mai pun niște cleme aici. Deci asta e alimentarea care se duce sus, priză și becuri, priză și becul jos și o să le punem pe toate aici. Vă
jos, am dat peste ceas și acum a început să meargă ceasul. A început să funcționeze, da? Da. Funcționează. Măi, până și ceasul a început să meargă. Mai ai o bandă? Două. Dar două, a? Da. Salutare și bine v-am regăsit! Da, eu era să încep videoclipul, dar videoclipul e început de mult. Am rămas o leacă minunat, deci se întâmplă aici. O grămadă de așiri, o grămadă de... Ha? Asta e serios? Mă dau și aici, zici că e... Turnul Babel. S-o... S-o șiri, șiri. S-o rătușit toate șirile pe aici, nici nu mai știu care și cum e. Un șir încolo, un șir încolo, uite acolo și caracatiță ai făcut. Unde? Acolo. A, acolo e ca caracatiță. Auzi și caracatiță, bă, frate, din eu, bă. A, fi, dacă mă pui pe mine să fac așa, eu prost bât, eu habar n-am. Auzi și de-a firii aici. Pleacă una aici, se duce aici, de aici, se duce trei aici, două aici, ai de mine și de mine. Băi, adevărul că trebuie să și deșteptă să poți să faci așa ceva. Trebuie să-ți și placă. Să-ți placă, dar trebuie să știi. Chiar îmi place electricitatea. Prin dezamăgirea mea, să zic așa, n-am făcut niciodată cursul de electrician. Mi-ar fi plăcut să fac, dar așa o fost fi. Eu ce am învățat, am învățat așa el mie. Da, păi și ai învățat foarte bine. Băi, că... nu pot zic că fac foarte, foarte bine ceea ce fac. Adică, oricum, e bunșor ceea ce fac, numai că nu e... După standardii. Lasă-vă standardii, dar decât uite, dacă chemam acum pe cineva aici să ne facă, zicem adevărat 100%, ne lua mai mult, cred că, cât am dat pe materiale. Vă lua cât făcea. Da, cât făcea, dar cred că mai mult cât am dat pe materiale. Pe materiale și materiale astea au fost destul de scumpi. Mai zic cât? Aproape vreo 3.000 de lei. 2.107. A, eu am înțeles 2.800. 2170. 2170 lei, numai... Ținând cont că am mai adus eu de acasă anumite chestii care le-am pus care de-a mă, nu mi-ai postat. Copex, surpriză, tripli, becuri, dulii... Scumpi toate. Sunt foarte scumpi, când tragi linii... Da, și dacă chemai pe cineva, cu siguranță ne lua cam atâta și mâna de lucru să... să mușească, să pună, să le tragă... Da, uite, că avem noroc de, de fratele meu aici. Că ne-au ajutat cu... Normal ar trebui să-i dăm și lui ceva, da. Lasă, nu mai dați. Nu îi mai dăm. O să-i dăm, când dăm drumul aici, o să-i dăm o... O cafea. O cafea gratis. Da. Foarte, foarte, foarte... Și la mini, la mini, ne-ai făcut tu instalația, nu? Aia electrică? Și electrica și caloriferile. Deci la mine acasă, da, și electrica și caloriferile, tot frate, mi le-a făcut. Nu, uite așa. Așa că merită cu siguranță, nu un like. Acum aș curioasă să vedem dacă merge. Cum să nu meargă? Ar fi imposibil să nu meargă, cum să nu meargă? Nu a făcut niciodată bum. Deci la și instalații ne-a făcut ni acasă acolo cu... Erau aici și minciună și aici, la mine acasă erau 50 de cabluri de trasă, uite așa, dong, 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 și pe colo, și pe colo, și pe colo, și pe colo. Da, o mers. Când m-am băgat în priză, n-au făcut niciun poc, nimic n-au făcut. Când m-am băgat în priză, s-au aprins tăti, frate, cu siguranță, dădeai în jos, închidei camera aia, dădeai alta în jos, închidei baia, dădeai alta în jos, închidei bucătăria. Ce vorbești? Tăti făcute, structurate, mai ceva ca un electrician profesionist. Dar poți să zici și că e profesionist, numai că n-are atestat. Că până la urmă nu o hârtie contează, exact cum îs, cum îs doctorii. Da, el e doctor în hârtie, dar dacă îl pui să opereze, sunt mulți care dacă îi pui să te opereze, te omoară. Așa și în orice altă... Da, și doctor, doctor care nu a avut școală și a profesat. Da, era ăla cu silicoanele. Da, asta. Toată lumea se ducea la el, dar el nu era doctor. Cum a fost în
stomatolog, de fapt el era tehnician sau nu știu era. Și o făcea cu stomatologul. Da. Dar bine, când e vorba de oameni și așa, e mult mai... Când e vorba de o meserie de asta care o înveți electronist, electrician și informatician și alte alea, e altceva. Dar când știi că ai... Așa s-o ars, s-o făcut poc, mă, s-a încurc dacă a făcut poc, lasă-l că e albec. Dar la om, dacă a făcut poc, te-ai dus la vale. Adică s-a dus omul la vale. S-a făcut poc, a făcut și capul lui poc. Da. Am învățat de la un nene electrician. O spus să las tot timpul firele cât mai lungi în tablou. Se întâmplă vreodată, de ori nu e o legătură cum trebuie, ori nu știu ceva. Ai scos cablul, le tăie de aici, le-ai cojut, le-ai băgat înapoi, dacă e o problemă la cablu. Așa dacă nu mai pedai, dacă nu mai ai de unde să mai tai. Așa dacă el nu are rezervă, n-ai de unde tai. Trebuie să înnădești și înnădicura nu-i bună. Înnădicura nu-i bună. Dar nu se face și înnădești, da. Înnădești unde trebuie, nu unde nu trebuie. Uite și acolo. Uite și acolo. De unde știi tu cum despăi șirile astea? Dar cum nu știu dacă eu le-am băgat. Păi dar tu le-ai băgat, dar uite și la șiri acolo. De unde știi să legi acolo care și cum îl legi? Care e? Aici e mult? Nu e mult. Nu e chiar mult, dar oricum e mult. Pentru mine și două firii sunt multe. Le pun și le pun invers, nu mai știu care și cum le-am pus. De... Nu? Nu. Nu sunt multe, dar 2, 4, 6, 8 țari. Nu știu, bro. Nu știu, bro. Să le iei, să le bagi, să le... Și aici cred că sunt multe. Nu sunt multe. Doar atâtea sunt. Așa, uși aici. Un mănânc de șiri tăte adunate acolo, să știu, nu e bun. Mai vedeam pe internet ăștia care fac cu... Cablaj la internet, sau nu știu unde erau alea. La telefoane. Sau la telefoane. La telefoane. 100.000 de șiri acolo. Apoi... Acolo trebuie să fii meserioasă, adevărul. Că... Dar și nu mai știi care de unde vine. Dacă le știi. Păi de unde știi dacă tu ai aici 100.000 de firi, uite așa tătii zbagate. De unde mai știi care și cum unde se duc? Știi. Au, tare, măsoară. Dar măsoară, păi și poate să măsoare. Măsoară același curent, nu? Așa, acum trebuie să mai bag două firii de aici, din general, să vină aici, aici deasupra, fac punțile. Hă? Deci două de aici și te duci după aceea la fiecare să faci și așa? Da, din general trebuie să plec. Hai că ți-l explic acum. Eu vin, ăsta e generalul, Mareșal Ioan Antonescu. Așa. Hei, aici vin cu alimentarea. Nul și fază. Hei, de aici iese, din general, și mă întorc cât de sub înapoi și vin în prima siguranță. Din prima siguranță plec cu punț până în ultima. Aici o să vină punț. Ca să fie alimentate toate. Aha. Da, sincer să zic că am înțeles mai pierdut exact când ai zis general. De acolo m-ai pierdut. De la general Ion Antonescu. Sau cum ai zis cu cheam? Vasile Alexandru. Da, poate înțelegeți voi, fraților, că dacă vreți să înțelegeți. Dacă nu vreți să înțelegeți, vă uitați și că. Este 1.5, ne-am întrebat 2.5. Asta e 1.5. 2.5, unde ești? Este tot 1.5. Uite, asta e 2.5. Nu e 2.5 aici? Asta este 2. Am găsit. Sunt destul de lungi. Sau că era 1.5? Asta și. Ăla e remorca cu care i-am tras firile prin Copex. Am mai văzut chiar acum zilele astea. Văd, parcă știi TikTok-ul ăsta, că și ne arată numai... Cred că iau cuvintele cheie. Dacă eu vorbesc de curent, și ne arată videoclipuri curent. Băi, da, mă, dar telefoanele cumva ascultate, să zic așa, între ghilimele. Adică noi, dacă vorbești din casă o săptămână despre vacanță în Maldive, o să apară reclamă cu vacanțele în Maldive. Da, fără să cauți în...
Exact. Fără să cauți în browser sau... Da, da. Numai cât vorbești. Ascultă, îți ascultate. Au așa niște chestii care ți-o ascultă. Îți dai seama și ca să procesează tătii. Și îți ia cuvintele cheie. De ce o vorghe Gheorghe? O vorghe de Maldive, e bun. Vasile, de ce o vorghe? Vasile, o vorghe de... Tractoare. Apare tractoare. Este, de ce o vorghe? De oi. Apare rasa de oi, că vin de unul rasa de oi. Și uite așa. Azi de asta sunt buni telefoane cele vechi, care nu te mai ascultă nimeni. Bine, că aici nu te ascultă, că nu te ascultă să te înregistreze pe tine. Cred că pur și simplu ia cuvintele cheie. Care li se pare lor... S-a ascultat pentru a-ți oferi... Reclamă. Reclamă. Reclamă pe bază de interes, asta înseamnă. Eu vorbesc de o betonieră și mâine văd când apare betonieră, frate, în ca reclamă pe TikTok. Trebuie să spuneți și voi, n-ați pățit și voi la fel? Și nu v-ați dat seama? Poate nu v-ați dat seama. Dar acum că v-am zis eu, cu siguranță cred că... Dacă vă stați și vă gândiți bine, cu siguranță ați pățit chestia asta. Imposibil să nu o pățești, pentru că se întâmplă la toată lumea. Și pur și simplu nu aveam ce să facem. Odată și ne folosim tehnologiile lor. Normal. Și ei se folosesc de... Tehnologiile noastre. Se folosesc din noi. Păi, uite așa. Facebook-ul câștigă, zice că Facebook-ul e gratis. Dar să știți, fraților, că absolut nimica nu e gratis. Nu e gratis, pentru că... Dacă stai și te uiți pe Facebook... Zici că a, e gratis, dar nu, Facebook-ul vinde reclamă și fiecare om care se uită la pe Facebook și pe asta, îi afișează reclame, după cum spuneam. Îi afișează reclame cu bor mașini, reclame cu oi, reclame cu vaci, cu cai, cu televizoare, cu fiecare interes în parte. Și uite așa. Da, să nu intrăm în... că am intrat deja, am deviat mult de la subiect. Foarte, foarte mult. Să vedem ce ai făcut tu acolo. Până acum. Ia să vedem, domnule. Asta e generalul. Asta e generalul. Generalul vine aici. Mai are unul care face punte pe aici. Și vine pe dincolo. Și face de aici, iar de aici. Ai de mine și de mine. Lăs să termine și după ce termină, vă explic eu și acolo. Te-ai mutat la partea de sus. Ha? Da. Ce se întâmplă aici? Bele sfârșit. O să facem legătura în două. Ia uite și aici ăștia firi, frate. O priză. Ia uite și aici de firi, bă, băiatule. Aici avem un bec. Aici mai avem tot un bec. Și aici o bec pe sus, bec pe jos, bec pe priză, bec, bec. Priză. De unde știi tu că e priză, de unde știi că e bec? E firul. La priză e 2 jumate, la bec e 1 jumate. Aha. Și culorile cele cum? Când stăte la fel, cum le știi? Care și cum să? Primarul o să vină, primarul sau negru, o să vină faza, albastru o să vină nulul. Aici avem tot o priză. Și ce se aude? Chică ceva pe asta? O tablă. Să umple de la soare. De late. Eu am scris păsăreli. În tablou, alimentarea principală. Avem împământarii, prize, prize și becuri. Aha. Asta sunt pentru becuri, asta sunt pentru prize. Aha. Și împământarea. Și legăm prizele. Între ele? Faza și nulul. Cum le legi? Așa. Fază cu fază. Și acolo de unde e? Ce? Ăsta e principalul? Nu, ăsta e principal. Ah, ăla e principal. Așa. Și de aici aducem la o priză. Nulul de aici. Împământările o să vină toate legate la un loc. Toți? Da. Asta e tot o priză. O să legi tot acolo? Tot aici. Asta e tot o priză.
Tot care smarul lege acolo. Da. Pentru că asta priză, faza de la priză. Și un cap e să le... Da. Am morsete mari. Deci așa, astea sunt prizele. Mai am numărul? Nu mai am. Mai am nu? Nu. Acum să legăm tot de la priză, să legăm nulul de la priză. Și avem așa un nul. Nulul aici am legat. Aici este tot un nul de priză. Cum e nul? Ai zis că e... A, da, nul, nu pământare. Nul de priză. Aici stai. Nul de priză. Așa, și este tot nul de priză. Nu. Asta e. Asta e bec. Asta e bec. Și asta e bec. Că avem trei becuri. Trei becuri și asta e priză. Trebuie să fie. Hai de mine și ieși. Da, nul de priză. Hai de mine și ieși. Mă uit ca mâța în calendar și calendarul în mâță. Am mai găsit un albastru. Așa. Am terminat cu prizele. Ia să le vorea că și împământările. Aia este bine toate legate împreună. Pentru că împământarea e aceeași și pe becul și pe prizi. Și pe cine îl împământăm? Curentul? Curentul împământănim. Ia să facem și împământare. Următoarele zile. Uite, era bun în fântâna aceea care am sapat, care o sapat o Cornel acolo. Așa, de 30 de metri, era bun de bagat acolo un o bucată de fier de 30 de metri lungime. Și făceam un pământare să știu nebun de ajunge la ruș, la chinier. Și rușul pe acolo? Nu, rușul sunt parte. Ajunge în Asia, unde ajunge în Australia. În partea cealaltă, nu știu. Am pământenim și pe asta. Hai, băieți. Și mai avem două din pământenit. Așa, aici pui două, trei morsete și ai terminat bălciu. Da. Și pe aia dai drumul la curent, cred. Da. Ioi. Așa. Ia uite ce-o făcut aici. Ia uitați-vă ce-o făcut aici. Da. Priza am terminat. Și cele negrișesc. Și aia este spază și unul de la... Și vin tăti legate la loc? Becuri, da. Negru cu negru. Albastru cu albastru. Să alimentăm la becuri. Albastru fiind nulul. Ce vorbește? Avem trei becuri, adică patru firi, pentru că am unul de la alimentari. Aici așa trei becuri, toate trei. Așa este toate. Vin aici, frumos, frumos. Păi, frumos le-au grupat. E grupat pe tăti, le-ai plecat pe tăti acolo. Așa, 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 așa. Și asta e legătura în doi. Hai de mine. Am morsete pe ele. Hai de mine și de mine. Unde care pui? Este mari? Nu, de asta e. Așa, nu aș pun chiar prea mari. A, și morsa asta leagă acolo tot. Strânge. Și o să mai trebuiască luat niște clemi din astea, n-am mai găsit la depozit, o să aduce pe viitor, viitorul apropiat. Și o să trebuiască astea pozate ca lumea așa, plânsă ca lumea cu clemi, ca să vadă frumos. La fel alimentarea asta o să vină așa pozate, drept așa frumos. Ca să vadă, să aibă un aspect cât de cât. Și un mănunchi. Da. O adunătură. După aia băgăm, alimentăm la bluieti și facem proba. Tu deja spusă. A, uite acolo mănunchi. Nu, cel mai mare mănunchi la împământare. Da? Da. Dacă vin tăti. Vin tăti, tăti. Ui, dar oamenii țăși, ce sunt bun? Nu, sunt mișcă cabana. Nu, sunt mișcă cabana. Și eu am crescut așa, prima dată. Așa, băi, gata. E o pauză. Mai am o leacă și mă duc la vale.
Am început să amețesc de pe acum. Eu amețesc așa tot timpul, nu cred. Bine că eu o să amețesc tot timpul, că așa eu de felul meu amețesc, da. Incredibil, frate, uite acolo. Amețeam o leacă mai altfel față de cum amețeam de obicei. Sunt nici cu cabana. Tot, nu știu cum să sunt nici că mai trebuie pus nici contrafișul jos. Băi, băieți. E o treabă foarte delicată și trebuie să știi. Și frate, mă, cum știi? Așa și mai puțin fii. Iată, am făcut legătura în două. Capacul. Nu bag bandă de aia perforată, că se vede urât. Dincolo o să vină placat. Uh-huh. De asta am băgat bandă perforată. Și am prins Copex, aici o să prind tot în clem, că o să vină la vedere. Aici nu placat cu nica, nu? Nu, nu, aici o să prind. Aici o să vină totul la vedere, așa că o să punem clem ca lumea, nu ca aici. Aici Cornel o să placează, nu știu cu ce, uh-huh. O să vadă. Ei, Doamne ajută. Cam asta ar fi pentru moment. Și doza asta. Hai să dăm drumul la curent. Mai e ceva care se poate băga în priză, să vedem dacă funcționează. Dar n-ai becuri? Ah. La prizi, becurile. La priză, ce să bag în priză? Nu sunt ceva de jos. Să strâng totul, mătură, să mătură o leacă, să fac la lumea. Când am plecat de aici, trebuie să fie totul curat și frumos. Da. Ce faci, Marco? Vedem acum. Vedem. Și aici trebuie pozată, nu? Da, și aici tot așa trebuie clemii. De asta n-am pus, pentru că nu am avut clemii. Clemii aici, clemii partea aia altă. Uh-huh. Priza asta e wireless, vezi, n-are nici pe ea. Am pus-o doar așa. Am văzut, te-ai băgat de sub, cred. Da, șmecherie. Da, uite, am dat drumul, încă n-am dat drumul, dar acum facem. Am băgat aici frumos, am alimentat de la Blue Yeti. Am băgat alimentarea provizorie, ca da. Să facem probă, dăm în sus. Tot în sus? Dăm tot în sus. Ai așa. Și panou aici. Acum. Ia să vedem. Cascara. Opa, merge, uite. Ia vezi, poți să strângi de partea altă? Merge și ăsta și ăsta. Acum să vedem dacă îl strângem de aici, ia. Da, bă? Da, deci bun. La prins. Următorul e de afară, de acolo. Cealaltă. Ăsta e de afară, nu? Ia da. Să vedem. Se vede, ia prins becul. S-a prins unde? Da. Fă-te la jos. E alb. Da. Oprim. Și următorul? Aici e următorul. Becul de afară. E ăla de afară, este s-a prins. Așa vreau să spornească, așa vrea. Ia. S-a prins, da? Oi, merge. Merge sus, îl vedeam și sus. Hai și sus. Ia hai să vedem sus. N-am nicio de băgat în priză, să verificăm și prizele, dar oricum s-a dat să te merg, odată ce merg. Păi odată ce merg becurile, avem noi timp să verificăm și prizele. Ia să vedem noi ce ieși. Ieși prima și prima dată. Ia. Instrusul ăsta merge. Merge. Verificăm și în cameri. O da la. Ca o. Aici poți să închizi ușa, e. Închide ușa ca să faci întuneric bieznă. Se s-a prinde-te. Yo, uite. E așa, da? Se s-a stinge-te, se s-a prinde-te. Oi, merge așa, este. Așa, treaba bun așa aici. Stânge, nu lăsa aprins. Dar tot nu e las bluietele. consum curentul, nu lăsa aprins. Aici, la fel, e. Da, merge și aici. Ies uliu. Ies să vedem, Ari. Este, hai, lumină destul. Da. Și așa ai întuneric destul, nu? Da. Și lumină. Și lumină destul. Întuneric. Merge. Perfect. Deci e bun. Păi, cam asta e lucrarea, cred că, nu? Păi, cam asta e lucrarea. Mai rămâne să mai dau cu mătura să fac curat. Nu plec de aici până nu fac curat.
Da, nu o să mai filmez cum mai fac curat. Da, păi te ajut și eu la făcut curățenie, la dat cu mătura la asta. De... Dar? Uite așa vreau să pun clemii peste tot ca să fie vezi cum e pe aici, pozat, frumos. Uh-huh. Să fie toate la locul lor. Dar o venirea Mihai și vreți să uite la fântână, că dacă nu știu dacă v-am spus. Dar cred că v-am spus, am făcut fântână aici în partea asta la 30 de metri, n-am dat de apă. Și după aia am zis că să facem o fântână jos. Și am făcut o fântână mai jos acolo. Și mergem să vedem câtă apă s-a adunat. Hai să vedem. Mergem cu Neamii, hai să vedem câtă apă s-a adunat acolo. Ia să vedem că am ajuns aici la fântână. Ia să vedem și... Ia să vedem dacă ajunge apă. Ajunge, bă. Ajunge, că am mai băgat. Yes. Îi o leacă de apă acolo. Dar nu știm exact cam cât e. Dar vedem acum. Vedem asta și spune. O ajuns la apă. No. Dacă doar simțești când ajunge la fund. Nu, dar nu a ajuns la apă. Da. Îi dau un zoom. Acum a ajuns la apă. Dai drumul mai jos. Așa, 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 vedem de apă. Am aici. Îți facem un nod aici. Ai dat de fund? N-am dat de fund. Nu? Am dat de suprafață apii. Păi dai drumul, că simt... Pe acu-i dă drumul. Deci cam aici ai nivelul apă. Uite, atâta apă ai. Deci de la atâta apă este. Așa e jumătate de metru. Să vedem cât s-o udat. Ia scoate sus. Ești. Păi da, scoate-o afară. De acolo vedem cât s-o udat. Nu mă crede că e da, atâta e. Da, normal. Cum să nu te cred? Că când ai ajuns la nivelul apei, e dat drumul față de nivelul nod, da. Exact. Față de nivelul pământului. Eu te-ți cunoaște cât eu. Adică. 70 de centimetri. Cam atâta. Atâta apare. Până la mână. Nimic pământ până la mână. Puțână. Aici trebuia să fie apă, bă. Da. Și-a puțin 10 metri. Da, asta nu facem nici nea Mihai aici acum. Pe asta o trage în 5 minute. În 5 minute. Și dacă nu mai vine alta. Păi da. Dacă durează o săptămână până vine alta. Acum n-ar fi problemă că e așa puțin apă, dar să aibă un izvor puternic și... Nu, dar nu-l are, că e de 5 zile. Îți dai seama că de atâta de când... De 5 zile, păi s-a adunat... Acum trebuie să fii jos pălăria, să umpli tuburile. Păi da. Să dea pe lângă tuburile. Na. Păi și nu, să dea... Adâncă și asta. Eu v-am zis, dar noi intram acaraua aceea acolo, ne-a zis eu, facem acolo, dar nu-i speranță nici acolo, că strafele no. Pământul da. Nu se egale. Și era posibil să fi, dacă o făceam aici, era posibil să fi dat aici sau acolo? Măi, ca lumea? Nu, tot aceea așa-i. Nu, că uite la strafele pământul. Da, nu? Și aceleași. Normal. Aici, că și ne știe până unde merge. Da, deci două fântâni compromis. Deci chiar trei. Aici este apă. Voi ați văzut că ridicați un metru cub în bazinul ăla vostru. Da. Și imediat, în câteva ori... Pe acolo 500 de kg, cred că, în bazinul ăla și plus o tonă în bazinul ăla alt. O tonă da? Jumate. Tu te referi la ăsta de fier? Da, ăsta de fier, cred că are... o tonă el. Da? Ai metru? Mergem să-l măsurăm. Are un metru înălțime. Așa. Adâncimea lui. Și un metru și diametru. Păi dacă are un metru pe un metru, e un metru cub. Exact, 1000 de kg. E rotund. A, e rotund. Da. E un metru rotund atunci. E. Are o tonă mult sigur. Nu, dacă are chiar o tonă, dar vreau să fac 100 de litri are. Dacă vedem înălțimea,
Zilea, îți pui imediat. Nu, nu are un metru. Eu l-am văzut din ochi. Ăsta de fier. Da, fier s-a mărzit. Avem o altă de fier. Dar nu cred că are, nu cred că are un metru înălțime. Nu are nică. În diametru are. E larg. În diametru cred că are. Spunem așa. 1,20 m. 30. Aria bazei ori înălțimea îți dă cubul. Uh-huh. Aria bazei, deci fundul. Ori înălțimea îți dă... Că bine, frate, îți dă acolo imediat măsura. Care preferi, roșu sau albastru? Hai? Creion, roșu sau albastru? Nu contează. Păi nu, dar trebuie să altfel, cum s-a aduc? Creion să știi. Ai creion? Da, dar care? Roșu. De orice fel, nu contează. Păi n-am de orice fel, am roșu. Scoate-l. Uite, am albastru și roșu. Bun. Deci ai de amândouă. Păi da, de asta. Bun. 120, să zic. Uite, exact, parcă am fost popă. 120. Înseamnă că are raza 60, da? Da. Și zicem așa, raza ori raza ori 3,14 ori înălțimea și dă cubul imediat. 70. 70, bun. 70 ori 60 sau cum era? Nu, nu, nu. Nu, am de cubul. N-am, dacă scrieți pe asta, cred că scrie. Am zis că 60 raza, da? Da, 60. Ai venit, Mihai, a fost la școală mai mult ca noi? Da. 60 ori 60, raza ori raza, așa se calculează. Da. Raza, pi ieri pătrat, ori înălțimea, dă cubul imediat. Șase ori șase, 36. Deci, raza ori raza, ori 3,14. Da. Ori înălțimea. 6 ori 6, 36. Ori 3,14. Facem socoteala. 3,14 ori 36. 3,14 ori 36. 36. Bun. 6 ori 4, 24. 6 ori 6 și cu 2, 8. 8. 6 ori 3, 18. 18. 60, deci 30 cu 14. Ori nu, că aici e 3,14, matalin, ai învățat 314 mai bine. Mulțirea poți să o pui ori deasupra, ori de sub, da, același termen. Deci 1284 ori 70. Înălțimea. Da. 7 ori 70, 0. Nu mai mulțim. 4 ori 0. 0 este 0. 7 ori 4, 28. 7 ori 8, 56 și cu 2, 58. 7 ori 8, iar 56. Și cu 5. 56 cu 5, 61. Da. 61. 7 ori 1, 7. Și cu 6, 8. Câte decimale avem? 2, da? Scadem decimale, avem, da, aici, cu virgulă. Și mie ieșit din ea aici. Raza ori raza, ori 3,14, face 1284, ori 7. Ori 70 înălțimea. Raza, deci 36 ori 60 ori 60. Nu m-a băgat în seată, că a ieșit acolo 7 toni și ăla. Nu. 760 de kg. 761 de litri. 761 de litri. Vezi? N-are 1 metru cub. 761 de litri. 761 de litri cub. E ceva. Ăla sigur are 1 metru cub. Da, da, păi așa. Ăla e stas. E exact de o tonă. E stas. Ești pătrată, da, dar spate
Păi exact, o tonă 700. Dar o tonă 700 și nu iese tot apa. Mai rămâni, când ajunge sorbul până jos. Am înțeles, da. Mai rămâni. Cred că mai rămâne o tonă acolo. Deci umpliți bazinul ăsta și cu ăla. Da. Și tot mai rămâne. Tot mai rămâne. Ați făcut calculul cam în câte ori își revine la nivel? A doua zi e plin. E la nivel. La nivelul care a fost. Da. A doua zi dimineață. A doua zi. Deci da. La 24 de ori. Da. Egalizează apă, ridică la nivelul care văd. Deci bun, este apă. Acest izvorul e bun? Da, e foarte bun. Izvorul e foarte bun. Așa îl poți calcula dacă în cât timp își revine la nivelul normal. Ai gulit acum, da? În 24 și după de câte ori... Dar noi n-am stat exact să vedem după câte ori, că el poate până noaptea... Poate el în 2-3 ori era plin. Da, poate în 3-4 ori sau știu, era plin. Dar dacă a doua zi ați găsit apa la nivel, înseamnă că are izvor bun. Da, a doua zi era plin. Era la... Și trebuie făcut bazin, adică... Adâncit. Adâncit ca să ai acolo rezervă de apă. Da. Adâncit cu tuburi. Dar întâi și întâi trebuie controlat să nu deranjezi talpa. Am explicat noi. Da, 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 da. Cheia aia, talpă. Dacă ai mișcat... Se mișcă și alaltă. Sunarul e zidăria. Da.